dragi ascultători! Astăzi vom discuta o temă foarte interesantă ce își privește criza din Europa și în special ne vom opri și asupra crizei ucrainene. Și avem ca oaspete în discuția noastră pe Mihai Balica, student la Universitatea de Stat la politologie. Da? Deci, haideți să începem pe rând. Cum credeți? Care este cauza principală și care sunt motivele care au dus la criza care ne atinge pe noi cel mai apropiat, criza din Ucraina? Haideți să ne referim și apoi vom trece la un plan mai global. Păi, criza din Ucraina este un fenomen, dacă se poate să zic așa, foarte și foarte complicat. Unii s-o pot că el s-a început de la o simplă cauză că domnul președinte Iannucovici nu a vrut să semneze un acord care poporul socotea că asta este un pas important spre integrarea europeană, spre viitorul european la care visează un procent, aș spune, mic de populație în comparație cu întreaga populație a Ucrainei. Alții socot că este legat de criza din Siria. Dacă mi-aduc și aminte ceva ani în urmă, pare mi se 2012, a fost stabilită de către NATO ca să invadeze Siria, unde erau și țările Italia, Anglia, Germania, inclusiv Statele Unite. Deci criza împotriva lui președintele Bashar Assad, care... Da. Și asta a fost... ei au, după cum am socot eu, ei au făcut o provocare ca să... Ei asta cine? Ei, Occidentul, da. Ca să precizăm asta, Occidentul. Ei, interesul lor era ca să invadeze Siria și lor trebuia un motiv simplu. A dat vina pe conducerea Siriei, în special Bashar Assad, că a folosit arme chimice, ceea ce este interzis după convenția de la Geneva, dacă nu mă greșesc. Și, dar noi cu toții știm că asta a fost din partea celor ce luptă împotriva lui Assad. Ei au aruncat aceste arme și atunci au fost încenat așa ca să iasă Bashar Assad. O mică întrebare aici. De ce Occidentul organizează asemenea crize, hai să spunem, deja la parchet? Pentru că am avut Libia, am avut Siria, am avut și multe alte cazuri, Afganistanul, Irakul. Deci care este cauza principală și de ce s-a ajuns că Occidentul face așa? Sau... Foarte bună întrebare. Ca să răspund așa, ca să mă înțeleagă toți, eu cred că este vorba de bani. Bani în mâna oligarhilor occidentale. Există o conspirație că doar 13 oameni sunt care conduc lumea, adică cei din Occident, și ținta principală și scopul acestor revoluții în aceste țări este Rusia, deoarece toți știm că Rusia este foarte bogată în resurse naturale, petrol și așa mai departe, și oligarhii occidentali au interes foarte mare acolo, dar toți știm că Rusia cu armata nu o câștigi, cu război informațional. Înțelegi? Tot. Eu cred că și nu e numai vorba de bani. Criza care sau lupta asta împotriva Rusiei are și un subtext, hai să spunem, spiritual. Pentru că Rusia încă este un stat cu profunde carențe religioase. Deci este un stat ortodox. Este un popor care a fost creștinat relativ de mult și încă ține la tradițiile ortodoxiei. Dar bine, haideți să vedem mai aproape, să trecem la criza din Ucraina, care s-a început cu acea nesemnare a acordului dat de către Iannucovici. Aici eu pot să constat că criza aceasta a fost pregătită pe un scenariu bine planificat încă din timp. S-a făcut masa, s-au făcut străzile blocate și așa mai departe, studenții nemulțumiți și a lucrat chestia asta, a lucrat până când a explodat în ceea ce avem noi astăzi, Maidan. Cum credem la moment sau populația simplă din Ucraina susține acest Maidan, susține aceste schimbări care au loc în... Părerea mea este că nu. Deoarece înainte de Maidan au avut loc și multe manifestări care au susținut decizia președintelui de nu a semna acest acord. Și anume populația ortodoxă care ține la valorile tradiționale, la religia, la legătură cu fraților din Federația Rusă, Belarusia și așa mai departe, adică cu frații slavi. Dar asta puțin a fost arătat la mass media ca să nu
ca să nu încurce acele iluzii care au, care, în care au pus în plan forțele occidentale să o formeze nouă, adică populație de rând. Și dar Maidan a fost în centru atenției la mass media. Așa că de aici eu cred că rezultă că nu toți oamenii susțin integrarea europeană și sau semnarea acordului. Da, erau chiar foarte multe meeting-uri împotriva acestui Maidan, dar care nu erau atât de bine organizate și ceea ce se vedea că dacă erau lipsă de organizare a populației și în special pentru că din lipsă de fonduri, din lipsă de bani, pentru că nu erau atât de bine organizați ca cei din centru. Și nu era în interesul mass media occidentale ca să, ca să ne era. În acest context aș vrea o următoare întrebare. Implicarea internațională în evenimentele din Kiev, în evenimentele Maidanului, cum a fost și dacă a fost considerați, deci cum să... Ca să-mi permiteți să continui ideea care a început-o, care este foarte important de a înțelege criza ucraineană, am început cu Siria. Cu Siria a fost domnul președintele Putin, ține minte foarte bine cum el a demonstrat că această armă chimică nu a fost folosită de către Bashar Assad și a propus o soluție foarte bună cu care au fost de acord toți, inclusiv cei care nu au fost în interes loc, dar ca să-și păstreze imagine, au fost și ei de acord, adică că armele chimice să fie sub control internațional. Și asta a stopat intervenția NATO în Siria și este o probabilitate că forțele occidentale înseamnă, aha, tu te-ai amestecat între lumea, acuși... Care este legătura dintre Siria și Ucraina? Păi, întocmai, am vrut să zic că, iată, tu mi-ai încurcat cu Siria, noi acuși o să scriem probleme prin Ucraina, știind că Ucraina este foarte important pentru Federația Rusă, ca, nu ca să vorbim din punct de strategic, dar din punct de duhovnicesc, ei sunt frați slavi. Deci, în principal, eu aș reformula aici, chiar sunt ruși. Ucrainienii și rușii sunt același popor. Slav, ca să zicem așa. Despărțiți doar artificial. Asta a fost un fel de răzbunare, și nu doar răzbunare, dar unul din factorul principal a fost răzbunare, deoarece conflictul din Siria are legătură prin asta, cu conflictul din Ucraina. Mai departe, să revenim la întrebarea dumneavoastră. Deci am văzut implicarea internațională, ca să trecem mai la subiect, ca să nu. Foarte mulți miniștri de externe veneau din țările UE, veneau în Maidan, în piața Maidan. Deci în momentul în care într-o țară este o criză, cu terminul, a venit și secretarul de stat american Victoria Nuland. A fost și mulți președinți. A fost chiar și bravul nostru premier sau fost premier Vlad Filat. Deci aici este o implicare directă la, în cadrul unei crize într-o țară, spre exemplu, în momentul când încă în țara aceea era o putere constituțională aleasă de popor. Da. Deci venea practic acestea, era o intervenție străină care venea să bulverseze situația. Că fiind din domeniul politologiei, cunoașteți un pic, poate nu chiar, dar este o practică normală, este o practică acceptabilă ca un stat care se respectă să accepte ingerința altor state în problemele sale interne? Deci cum vedeți asta? Eu cred că asta este foarte, foarte rău. Nu este normal acest lucru. Dar aici este teoria standardului dublu. Dacă avea să vii cineva oficial din Rusia și tot așa să facă cum a făcut aceea... Spus un antimaidan, de exemplu, da. Spunit oficial din Rusia, avea să fie... Avea să fie foarte mare scandal prin mass media, că uite că partea rusă se amestecă în treburile interne a unui stat independent și suveran și așa și așa mai departe. Nu vreau să apăr partea rusească, dar din păcate așa și este. Adică interesul lor este de a provoca Rusia, ca să se amestece în treburile interne, ca pe urmă să aibă motiv de a interveni împotriva Rusiei, fie prin mass media sau fie prin, Doamne ferește, prin război direct și așa mai departe. Deci, da, este o situație interesantă. Pentru că dacă ne uităm acum la ceea ce se vehiculează foarte intens în presa vestică, vedem doar un singur punct de vedere, niciun fel de pluralism de idee și se spune permanent că armata rusă luptă în estul Ucrainei. Deci fără a fi careva dovezi. Dar cel mai interesant este că în Maidanul ăla din Kiev, care a durat peste 3 luni și s-a terminat sângeros, veneau așa numiți oaspeți, sau mai bine spus, nu erau oaspeți, oaspeți poftiți, dar nimeni oficial nu i-a poftit pe ei. Oaspeți nepoftiți. Oaspeți nepoftiți, deci care erau direct. Despre aceea nu spunea că e implicare străină când veneau atât niște reprezentanți foarte înalți, mai ales cei din țările Baltice, mi se pare că din Letonia, premierul, Letonia, o femeie așa cam destul de, așa cum
niște idei trăsnite, da, venea și îmi place, spunea, îmi place doamna aia. O cunoaște, da? Deci doamna aia, nu știu cât de tare șcuii îi place, dar, de exemplu, ea se expunea foarte clar și tranșant împotriva Rusiei. Deci un premier de un rang atât de înalt, mai ales fiind vecin cu o țară care, cât de cât ai să ai, careva relații economice, ai să ai careva relații politice, chiar și dacă nu-ți place de țara aceea, deci se exprima foarte și foarte negativ. Deci asta nu era de nimeni observat, că este implicare internațională. Dar acum, cu niște presupuse tancuri și aviații rusească, deci se arată că se implică. Am ajuns un pic și la conflictul din Est Ucrainei, care acum se petrece. Ceea ce este interesant, dacă ne uităm și portalurile de știri ucrainene, care erau în ultimele 5-6 luni, când merge așa mai intens conflictul din Est, dacă n-au relatat vreo 100 și ceva de ori, că armata rusă cu coloane de blindate au intrat în Ucraina. Și mă gândesc, unde sunt căcut în Ucraina atâtea coloane de blindate? Unde ei s-au venit cu atâtea, ei deja luau Lvovul, luau Luțcu și părțile din Est. Deci, care sunt un pic conflictul ăsta din Estul Ucrainei? Care sunt cauze și cum el a izbucnit? Cum credeți populația ce sunt acolo? Din nou, cauza este, iarăși spun, mass media, deoarece este factorul, sau ca să zic, fenomenul când pe cineva mass media îl ia în vedere, pe cineva nu, adică pe cine este în interes. Așa și mai departe. A fost în Estul Ucrainei, în sud-estul Ucrainei, a fost așa în anti-Maidan. Adică în Kiev a fost Maidan pro-Europa, pro-valorile occidentale și așa mai departe, dar sud-estul Ucrainei s-a exprimat împotriva acestea, ceea ce e autodreptul, desigur. Dar eu nu pot să țin partea aceasta, partea asta, eu spun ceea ce eu socot după dreptul internațional, că fiecare om ar trebui sunteți să se exprime. Așa, treceau zile întregi, de peste noapte, dispărea o persoană, dispărea alta, altă persoană dispărea, dispăreau din familie rude, toți nu înțelegeau de unde acest oameni, unii ei se întorceau înapoi, asta eu spun după cum am auzit de la alții analiști politici, că ei se întorceau bătuți, deci cei care participau la Antimaidan. Adică este... Sau cine? La Antimaidan. Deci participanții la Antimaidan dispăreau. Da. Este posibilitatea că s-a repetat scenariul de la 7 aprilie 2009 din Moldova, când poliția venea noaptea, prindeau tinereții, adică activiștii, și îi băteau. A doua zi, săracii tineri erau nu puteai să-i cunoști după față. Și acest fenomen a avut loc în sud-estul Ucrainei. Și lumea fiind foarte nemulțumită de faptul acest că de ce celor din Kiev li s-a dat voie să exprime lor nu, ei au luat arma în mână. Omul văzând că cum statul își bate joc de membrii familiei lui, el nu a avut încotro decât să ia arma în mână și să se apere, deoarece... Deci s-au organizat anumite miliții populare, da? Și asta unde asta a fost în sud-est, Odessa... Sud-est, dar nu, mai precis să zic, pare mi se în Donetsk. Anume în Donetsk, deoarece prima, dacă nu mă înșel la memorie, prima regiune care și-a proclamat o singură independența a fost Donetsk, Republica Populară Donetsk. Deci facem o mică pauză acum și continuăm după vreo. Populația singură s-a înarmat, a luat arma în mână ca să se apere de noua putere. Asta înseamnă că după ce Maidanul a preluat puterea în Kiev, după preluarea puterii în Kiev. După ce în Kiev a venit o conducere neconstituțională. Ok, știind că sunteți chiar din regiunile date din Est, ce puteți spune despre atitudinea populației locale sau ce a avut populația însă și în sat? Ce s-a trecut odată cu Maidanul? Dacă aveți careva un caz, două, să descriți, atât cu Maidanul, populația stătea foarte îngrijorată, foarte, deoarece, ca să vorbim despre rudele mele, prima la ce ei s-au gândit, au zis că dar ce facem cu vama? Atunci era o perioadă că la vama au pus niște condiții foarte stricte, ca să nu intru în detalii, și era practic imposibil de trecut vama Ucrainei. Da, cu Moldova. În general, toate vamele, inclusiv și vama cu Moldova. Și primul gând care a fost la anume rudele mele a fost dar cum o să ne vedem cu rudele de peste vama, adică din Moldova? Asta e prima. A doua a fost că când deja a început a mirosea război, oamenii foarte tare au fost îngrijorați că fiilor, apoi bărbații, femeilor vor fi luați la război. Asta a fost o
Deci mobilizarea mergea, mobilizarea mergea. Și ca să menționez un lucru foarte important, eu am observat că mobilizarea mai mult merge în regiunile Moldovei, așa de Ucraina, ca să cum este Cernăuțul. Adică se mobilizează anume tineri. Da, deoarece noi vedem pe YouTube foarte multe videouri unde arată populația nemulțumită anume din aceste zone, cum ei aceste chemări le ardă în fața centrului militar, cum vinea lumea nemulțumită și spuneau că noi copiii noștri, noi bărbații noștri nu-i dăm de război, dar ce referitor la alte regiuni ca Lviv, ca cele din Ucraina Occidentală, unica ce am auzit de la oameni din acele regiuni care au rude prin aceste regiuni occidentale a Ucrainei, vorbesc despre... Zăpădenți. Da, zăpădenți, cum îi spun rușii. Anume, am auzit așa dată că toți acei care au fost la Maidan, nu toți, dar majoritatea din ei, acum toți au fugit în Rusia sau chiar și prin Belarus, adică cum au primit chemarea la Rusia, ei nu mai sunt patrioți, știți, și, dar ai noștri, eu nu știu care este cauza, dar ei au ales să rămâi acasă și să rămâi stau cu grijă de zi cu zi asta. Eu spun ceea ce eu văd în față, nu la masă mine. În cazul dat, deci când în Kiev, după cum am spus, a venit o putere care a preluat, a fost preluat puterea ilegală, da? Deci, în Constituție așa. Dar este intens susținută de forțe de psihotare. Este susținută în... Colapsul economic este evident al Ucrainei, deci vedem că grivna s-a depreciat, ne pare mi se că de 3 ori. Depreciat, deci salariile iarăși au scăzut, situația este foarte șubredă, atât din punct de vedere. Iar principala cauză care o văd puterea din Ucraina, îi spun doar totul Putin vinovat. Deci da. în tot ce se întâmplă, deci practic chiar și dacă plouă sau nu plouă acolo unde trebuie, asta iarăși este Putin și iarăși este... Deci este o stare de psihoză generală care da. O observăm, psihoză la limită cu nebunia uneori. Personal și eu am fost în Crimea. Da. În perioada imediat premergătoare cu evenimentelor care au avut loc atunci, era iarna dintre 2013 și 2014, când în Kiev era în toi Maidanul, am fost cu o conferință studențească, conferință științifică care a avut loc acolo în Simferopol, unde au fost și studenți din România, studenți din Moldova, de noi și respectiv studenții de acolo, din Tabrinski Național Universitet. Da, da. Foarte erau îngrijorați oamenii cei de acolo ce se va întâmpla mai departe și erau numai speriați de cei ce vor Maidani. Deci poziția lor era clară și așteptau deci ceva, o schimbare. Nu se vorbea încă clar că va fi spre Rusia sau ceva, dar ei așteptau și chiar se adunau la anumite meeting-uri din astea împotriva la cei ce se numea Maidan în Kiev. Adică un fel de anti-Maidan. Un fel de anti-Maidan, despre care s-a trecut întotdeauna, despre care nu s-a povestit câte ori acești oameni erau bătuți, erau oprite autobuze întregi, care cu oameni care duceau la Kiev, era alături de Maidan, mai departe, încolo, se făcea și un anti-Maidan, se duceau oameni și autobuzele lor erau distruse, oamenii bătuți, unii chiar au fost omorâți. Nimic despre asta nu s-a auzit. Și poliția nu intervenea nici. Poliția nici de cum nu intervenea. Poliția în genere s-a comportat ca o, nu știu, ca o jucărie în mâna Maidanelor. Deci, o întrebare acum la o temă care vrea să discutăm acum, care ar trebui să fie poziția noastră, poziția noastră Moldova, ca țară față de ce s-a întâmplat. Și conflictul din estul Ucrainei, în primul rând, și, bine, cu puciul din Kiev, deja ăștia au preluat puterea. Acum, practic, nu mai putem ce mai putem face, nu putem să schimbăm situația asta, dar bine, ce facem noi în poziția noastră față de conflictul de acolo? Cred că luând în considerație și conflictul transnistrian, este ne aflăm într-o situație unde trebuie foarte mult să ne gândim înainte de a spune ceva, mă refer la vreo decizie în guvern sau, hai să zicem, pe plan internațional. Poziția noastră, în primul rând, trebuie să fie neutrală. Eu cred că cu Transnistria trebuie să găsim un numitor comun, nu pe care de război, nici într-un caz, indiferent că acolo se află armata 14 rusească. Eu cred că este logic și binevenit faptul că acolo este armata rusească, înseamnă că noi aceste dialoguri trebuie să le ducem cu partea rusească, deoarece nimeni străin nu e interesat să-ți rezolve un conflict care nu este al lui. Conflictul transnistrian este al nostru și al Federației Ruse. Apoi cu Ucraina, Transnistria știm că are hotare directă și cu Ucraina și el este pus sub un punct de întrebare pentru Ucraina. Uh-huh. Și eu socot că
prima ce trebuie să facem, să găsim un numitor comun cu partea transnistriană. Trebuie să facem vreun pas de a ne alătura încă și mai tare cu partea transnistriană, să nu ne separăm nici într-un caz din ei, deoarece asta este foarte, foarte posibil să se izbucnească un mic război și în Transnistria. Eu cred că aici, în cazul dat, logica evenimentelor care se petrece, iată, foarte recent, armata modernească a primit Hammer-uri, măcar că sunt de mâna a doua, purtatorii acid americani, dar le-a dat 30 de Hammer-uri. Le-a mai dat niște echipamente, armament, așa mai departe, instructori, soldați americani au fost aici la noi, despre care s-a trecut, care i-au văzut o leacă jurnaliță și apoi au făcut repede un reportaj că s-au dus să repare țările la un internat de copii. Deci, canalizarea. Da, soldații americani reparau canalizarea. Deci, asta este un subiect foarte comic, poate la limit prostie. Este amuzant, dar este periculos. Dar am vrut să spun aici următoarele lucru, că ceea ce se vrea, poate se vrea un mic război, un mic conflict, ca să cineva vrea ca să-l provoace. Ca să arate iarăși că implicarea Rusiei și așa mai departe. Dar mă gândesc în privința la Ucraina. De ce noi ar trebui să o susținem? În primul rând, Ucraina are ocupate teritorii vechi ale Moldovei. Teritoriul din sud Basarabiei, teritoriul Hotinu, Cernăuțu, Herța, Bugeacu, deci cetatea Arău. Da. Deci sunt anumite teritorii care nu sunt ale lor. Ucraina, practic, a luat de la toate țările din prejurul la teritorii, de la Polonia, de la Ungaria, de la Rusia, deci. Și era numai decât că trebuia să pățească așa ceva. Deci, și acum, când în 92 noi aveam problemele noastre cu Transnistria, cei mai mari susținători ai Transnistriei erau cine? Ucraina. Ucraina îi dădea, Kievul îi dădea toate. Și acum pur și simplu nu înțeleg pe ăștia care acum la noi plâng cu lacrimi de crocodil că vai sărmana Ucraina, vai ce a pățit și vai cât îți direi și dă din deget rușelor și nu știu cu acolo. Deci este o ipocrizie totală să ții acum Ucraina. O să ții, deci nu e deloc patriotic, nu e deloc normal și nu e deloc nici conform bunului simț. Deci asta este. Deci Ucraina are teritorii care nu s-a și odată și trebuie să aibă probleme, să așa să mai are. Deci până nu se va lămuri situația, deci ea a cel mai mult de câștigat din urma Uniunii Sovietice. Deci în Uniunea Sovietică, Ucraina, practic, nici nu era lista ca țară, nu e lista ca stat, a intrat cu nimic acolo și a ieșit acum cu 600.000 de km pătrați. De la datorită Uniunii Sovietice. Datorită Uniunii Sovietice. Acum dau monumentul lui Lenin jos de peste tot. Deci asta este un fel de complex al lui Edip. Deci omoară tatăl lor. Dacă îmi permiți să te întrerup, dau monumentul lui Lenin jos, acum lasă să dai și teritoriile care nu le aparțin. Care lasă Lenin? Ar fi logic. Foarte logic ar fi. Unde ai văzut logic? Din păcate așa e în ziua de astăzi. Bine, haideți să vorbim acum un pic despre evoluția situației de mai departe. Cum așteptăm, care pot fi mai departe scenariile după care va evolua situația? Eu cred că noi trebuie să ne înțelegem foarte bine cu toți vecinii și cu Ucraina, inclusiv, indiferent că acolo este se află o putere neconstituțională, însă poziția noastră trebuie să fie așa. Noi la Ucraina trebuie să le zicem scurt, clar și prinzător, că noi avem, noi depindem economic de Rusia, noi nu vrem să stricăm relațiile cu Rusia, dar noi nu vrem să fim în relațiile și cu voi. Voi acolo cu Rusia, lămuriți-vă în doi, dar pe noi, vă rog frumos, lăsați-ne în pace să ne dezvoltăm țara în continuare. Asta eu cred că ar fi poziția Republicii Moldova, în care nu ar avea nimic împotrivă, nici partea ucraineană, nici partea rusească. Dar atât timp cât Moldova se amestecă foarte, foarte activ, eu aș spune, mai ales prin mass media, în conflictul ucrainean, asta provoacă un pericol că să ne stricăm relațiile cu Federația Rusă, ceea ce nu merită. Nu este în folosul nimănui, eu aș spune. Așa că poziția Republicii Moldova, eu am spus-o deja, trebuie să fim relații bune și cu Ucraina și cu Rusia, să nu ne amestecăm în război care nu ne aparține. Deci, schimb politic corect, schimb echidistanț, da. Avem posibilitatea, pentru că Moldova întotdeauna a fost la răsfrucea marilor puteri. Deci, trebuie din cauza aceasta să fim foarte atenți ce și cum facem și mai bine decât să fim bătuți din ambele părți, mai bine să fim ca, cum spune proverbul, ca jețelul cel care suși de-a două vaci. Mai bine așa decât să avem probleme serioase. Bine, facem o mică pauză după care. În privința situației care acum se creează în regiunea aceasta, în regiunea aceasta de lume, cât de folositor sau nefolositor nou ar fi un Maidan în Rusia?
dacă un Maidan de tipul ăsta, forțe care sunt și acolo, sunt unele forțe, clar că sunt plătite sau sunt susținute din afară, care sunt acum la un moment de față de un procentaj foarte mic și au susținere foarte mică din partea populației, dar totuși careva sunt. Deci, ce ar schimba aceasta în situația geopolitică mondială și ne-ar fi nouă de folos sau nu de folos o lovitură de palat sau un Maidan alea Ucraina în Rusia? Deci, cum vedeți? Ca să zic că astfel de încercări de a face Maidan în Rusia au fost de multe ori și ultima dată a fost chiar acum iarna, care se numea nu Euromaidan, ci Euromaidan. Este straniu că nu cred că un rus de rând care înțelege situația are și acest euromanej, dar e treaba lor. Așa, eu socot că asta ar fi în folosul, nu ca să zic că nu e în folosul nostru, ci în folosul nimănui și întregii Uniunii Europene, așa aș crede, deoarece partenerii noștri de Statele Unite, ei, care este scopul lor, este evident că ei vor să distrugă Federația Rusă, să o pui sub controlul lor. Și acei parteneri din Occident, care așa de tare acum ne arată că ne susțin demn în integrarea europeană, ne dau credite, diferite granturi și așa mai departe, asta este doar un fel, ei își fac față cu acasă, ne creeze nouă sentimente pro-europene și anti-rusești, că lumea la noi zice că, uite, europeanul cât ne dă, dar rusul nu ne dă nimic. Da, asta e adevărat, dar după ce își vor îndeplini scopul de a pune Rusia sub controlul lor, părerea mea este că noi nu vom mai primi acest sprijin din partea europenilor, deoarece ei nu vor mai avea nevoie, deoarece noi vor le trebuim doar ca să nu fim aleați, ca să stricăm relațiile cu Rusia. Ceea ce în drept ați constatat, dar cel mai mare instrument sau lupta cea mai mare se duce acum pentru Ucraina. Pentru că Ucraina este anume acea cheie care poate distruge sau poate face probleme mari Rusiei. Cum a spus și Otto von Bismarck, că atunci când vom demonstra ucrainienilor și belorușilor că ei nu sunt ruși și când vom face ca ei să lupte împotriva rușilor, atunci noi vom putea birui Rusia. Deci, ținta principală este anume Ucraina, acum, în momentul de față. Dar dacă să luăm așa, dispariția unei supraputeri pe plan mondial, aceasta ar avea un efect negativ. Haideți să ne închipim ce se va întâmpla cu estul îndepărtat al Rusiei. Deci toate aceste teritorii pot să cadă liber sub influența sau sub stăpânirea chineză. Așa mai departe. Deci lucruri foarte negativ, pentru că atunci când dispare un pol de putere, pe ruinile sale vor apărea foarte multe forțe de altă natură. Spre exemplu, ce s-a întâmplat cu armata, vor avea sute de unități și mii de soldați fără niciun stăpân. Deci armament o grămadă care va trece oriunde ar fi. Cât despre Uniunea Europeană și interesele ei, nu întotdeauna Uniunea Europeană s-a comportat cel mai logic. Spre exemplu, când era conflictul cu Libia, când trebuia să-l dea jos, când vreau să-l americani, să-l dea jos pe Muammar Gaddafi, Libia era o țară foarte prosperă, Libia era o țară foarte bogată și avea de toate. Era una dintre cele mai bogate țări unde învățământul, chiar și cel superior, era gratis. Erau prețurile la combustibil, la energie, erau foarte joase sau practic gratuite. Deci, așa mai departe. Erau un nivel de grijă socială față de populație foarte înalt. Deci, primeau apartamente, primeau asigurare medicală și... Deci, acum, după ce s-a întâmplat și l-au dat jos, l-au făcut dictator și așa mai departe, l-au omorât în direct ca să vadă Casa Albă. Deci, foarte mulți imigranți săraci și așa mai departe, deci oameni care au pierdut totul din Libia, oameni care sunt gata să facă orice, unde s-au dus? În Europa. Și era chiar sub coasta Europei. Eu nu știu de ce Europa a acceptat aventura asta americană și a participat destul de intens la ea și acum Lampedusa și sudul Italiei este plin de imigranți. Și tot Europa cum a luptă împotriva islamizării Europei. Adică ceea ce este contrazice total. Știți încă Napoleon Bonaparte, când s-a aventurat în Egipt și s-a dus și a avut conflict, a luat el o parte din teritoriul, m-a pierdut, a spus așa o vorbă destul de înțeleaptă, că în lumea asta sunt doi lei, mari care dorm și mai bine să ne trezești.
Asta e lumea Islamului și China. Dacă îi va trezi pe acești doi lei, ferească Dumnezeu de Europa și de toată... Deci, el simțea atunci, la începutul secolului XIX, care este vântul și bate. Bine, haideți să vedem acum cum putem găsi o rezolvare a crizei și în ce ar consta, deci cum ar trebui să se comporte deștept puterile ale noastre, ale țărilor, ale Rusiei. Cred că Rusia este un actor foarte important în cazul dat. Deci ce ar trebui să fie și ce ar trebui să facă în situația asta? Dacă de referit la Ucraina, eu socot că Ucraina prima ce trebuie să facă să se oprească războiul, toate că oficial, după cum vedem pe la mass media, au fost oprite conform acordurilor de la Minsk, dar auzim că împușcăturile continuă. Prima ce trebuie să facă Ucraina să stopeze războiul, să găsească un numitor comun. Cum ar putea să oprească războiul? Războiul? De exemplu, simplu, dacă Kievul nu atacă, militanții proruși, nici ei nu vor pușca răspuns, da, așa e. Asta e simplu, deoarece nu armata militanților vin spre Kiev, Kievul vine spre ei, deoarece ei își doresc să fie auziți, asta e tot. Cel mai rău pentru Kiev este că ei nu luptă cu o armată regulată, ei luptă cu oameni care mai ieri erau învățători, erau mineri, erau mecanici, erau orice. Deci sunt și acolo instructori, sunt oameni veniți. Deci nu putem spune că nu sunt oameni veniți din altă parte. Da, sunt, dar haideți să recunoaștem drept, ei sunt, dar oamenii ăștia au venit din proprie inițiativă. Nu i-a trimis nimeni cu salariul de la stat. La armata militanților proruși? Armata militanților, da, proruși, care ei au, dar haideți să ne uităm și partea cealaltă. Și venit. Asta nu e nimic care contrazice vreo normă internațională. Deci omul singur, chiar și la noi din Moldova, sunt oameni care... Și din România. Și din România sunt. Și din Rusia, și din Cecenia. Care luptă pentru, hai să spunem, pentru forțele separatiste, pentru Luganska, Narodna Republica și Donetska. Da, după logica Kievului, forțele separatiste. Dar ei nu sunt așa de separatiști. În armata ucraineană, în forțele acelea care au fost create acum de Kolomoisky și de alți, sunt foarte mulți mercenari care luptă pentru bani. Mercenari veniți din vest, care primesc niște salarii foarte mari, net superioare celor care le primesc din cei care luptă pentru republicile populare, din Donetsk și Lugansk. Aici este fără... Deci, în primul rând, eu cred că întrebarea asta putea să răspundem și în felul următor. Ar trebui respectate acordul de la Minsk, ar trebui să fie... Deci, să oprească focul și să-i dea voie populației să facă un referendum, poate pe toată Ucraina, ca să hotărască cum se va merge mai departe și în ce direcție se meargă. Pentru că nu putem să punem pe toți sub... sub această ocupație străină. Poate unii nu vor. Deci Ucraina de ce le-a trebuit vestișilor? Le-a trebuit pentru că este o industrie bogată, este un teritoriu plin de cernozeom și un teritoriu destul de vast care poate să asigure cu resurse alimentare. Și este o poziție strategică foarte bună. Acum, clar, poziția aceasta strategică a avut un pic diferit când Crimea a trecut la Rusia. Dar ce era deșteptat? Pentru că Crimea întotdeauna a fost pământ rusesc. Și el trebuia, nici de cum el nu putea să fie ucrainesc, cum nu este cernăuțul ucrainesc, este o greșeală din istorie și cum nu este Herța, nu este Cetatea Albă, Izmailul și așa mai departe, nu sunt teritorii. Și Sfântul este că nu este ucrainesc. Deci X așa nu au, deci nicio treabă cu Crimea. Și același Lvov nu este ucrainesc, este polonesc. Lvovul este polonesc, da, dar știți, ei acum a fost recent, ca așa spune, ultimul de 20-30 ani, ucrainizați, și cei care au fost acolo ucrainizați sunt foarte dârși, sunt neofiți. Neofiți în bărână, sunt cei mai apregi în lupta lor. Bine, deci cu rezolvarea situației ar trebui numai pașnică. Deci pe care pașnică să se rezolve și pe... Deci, cum vă uitați la, sau cum credeți că este posibilă ideea creierii unei republici aparte, Novorosia, pe baza celor câteva, hai să spun, 8 regiuni din Ucraina, Harkov, Lvov, Nicolaev, Odessa, Zaporojia? Eu s-o cred că asta este foarte posibil, dar asta depinde de politica Kievului. Dacă Kievul își va continua politica sa lipsită de logică și de orice, de orice este omenesc, eu cred că asta o să ajungă la acesta, că Novorosia se va forma și va fi o republică indiferent.
dar încă totul nu e pierdut. Ucraina se poate de salvat sub anumite compromisuri între acele două părți, Sud-Estul și Kievul. Uh-huh. Dar asta depinde de Ucraina. Dar părerea mai este. Mă mir un lucru, cum la noi în țară se face un fel de, așa să spunem, întețire a situației, se face o criză pe nimic. Deci se arată populații la televiziuni, la, că este, deci televiziunile din Moldova, de cele mari, cele care au acoperire națională, practic toate duc o politică că Ucraina este ocupată, iarăși vin sute de blindate rusești și așa mai departe. Deci toată prostie asta care nu are nicio logică. Dar ceea ce este interesant, că la ultimele sondaje, că oamenii, marea majoritate a populației, totuși au altă părere. Că, deci cum și noi, da, încearcă să zombieze televiziunile, să arată cum... Deci am văzut chiar și niște știri așa prostești, niște reportaje, că moldovenii se simt îngrijorați și amenințați de atacul, posibilul atac al Rusiei. Și aici este iarăși, cine a întrebat, cine se simte amenințat? Care și-am întrebat de colegii mei, sau, deci chiar și cei care au o poziție pro-europeană, am și... Ei spun că da, acolo nu este chiar atât, așa cum se relatează la televiziunile astea vestice, dar tac, pur și simplu. Despre referitor la o armată rusească, știți cum, nu știu cine spunea, probabil chiar domnul președinte Vladimir Putin spunea că ucrainenii mint despre armata rusească, deoarece lor le este rușine să recunoască că ei luptă cu niște oameni care lucrează prin mine, prin, da, prin care e extract cărbune și așa mai, și cu foști profesori care acum sunt la pensie. Profesori geografie. Și ei așa de bine le dau bătaie, știți cum s-ar zice. Și ei caută motive pe armata rusească. Dar haide să ne gândim logică. Trebuie, putem să urâm Rusia, putem să fim antiruși total, dar trebuie să știm cu toții că armata rusească nu este... O joacă armată rusească este o armată foarte serioasă, deoarece și Statele Unite și împreună cu NATO s-ar teme să intre în război direct cu Rusia. Și de aici rezultă că nu poate armata rusească să intre în Ucraina, că rusul doar odată să faci Ucraina nu mai este și jumătate de Europa nu mai este. Asta, dacă era într-adevăr că Rusia să intre în Ucraina, de mult era ocupată, da, și Ucraina și nu are nicio logică spunând că armata rusă a intrat în Ucraina, dar a dat acolo două sate. Prin ce să intre într-o Ucraina? Și cele două sate trebuie să hrănite pe urmă. Păi de unde Rusia abia primește Crimea, deoarece toate că... Da, este o sarcină economică destul de grea acum. Este destul de grea, dar era și mai grea sarcina aia economică, deoarece Crimea era în componența Ucrainei, deoarece era arendată de către Federația Rusă și nu pot să zic suma exactă pe an cât primea Ucraina pe această arendă, dar oricum Rusia atunci foarte mult plătea și eu cred că pentru Rusia este mai ușor ca Crimea să fie în componența Rusiei, deoarece, ca să vorbesc cum a fost ultima impresie despre Crimea, când am fost acolo, era, ca să zic, ori regiunea mea, Ismail, unde vai de steaua populație, acolo este, drumurile sunt rele, tot este rău, acolo serviciile sociale sunt cu mult mai rele decât la noi în Moldova. Din păcate, așa, aproape așa era și în Crimea și eu mă gândesc, mă, aici, așa o economie s-a putea reconstruită, de ce? De ce nu sunt investiții? De ce nu? Și uite că eu socot că Crimea acum are șanse de a se dezvolta, dar asta este deja altă istorie. Dar, cum am mai spus, armata rusească în Ucraina, asta este expus total. Asta nu corespunde oricărei logici, dacă se poate zis așa. Cum credeți că așa să ajungem deja să atingem din întrebarea asta? Domnul președinte Vladimir Putin a jucat corect sau a făcut anumite greșeli în gestiunea crizei în Ucraina? Ce ar fi trebuit de făcut, de exemplu, sau ce mai bine nu se făcea? Știți, oricine poate să se greșească și nu este expus că a dat greșe și Vladimir Putin în unele momente, dar nu, nimic nu e pierdut și eu sunt foarte convins după toată informația care am cules-o de până acum de început. Încă de când eu studiam cazul din Ucraina și până acum, eu socot că totul a fost bine prins de veste, dar acolo domnul Ianucovici a vrut să nu semneze acordul, să se întoarcă spre Rusia, să stabilească relații cu Rusia și atunci Rusia a început să-i dea mulți bani, credite, susținere financiare, dar
Eu nu cred că Putin s-a așteptat că o să se întoarcă chiar așa o reacție adversă la... Știți care a fost situația? Eu cred că nu s-a Ianucovici așteptat. Ianucovici a fost un mălaș. Ianucovici a fugit. Asta e posibil de acord. Tot. Chiar în... Deci a avut pârghii de putere în mână. Și nu a fost corect că el să... Taman în ultima zi să refuze să semneze acest acord. Nu trebuie așa. Poate trebuia și numai cu acordul, asta e o altă întrebare, Ianucovici a făcut un par când în februarie, când l-au dat jos și acum, eu mi-închipuie acum, a fost cineva să se ridice populația împotriva la junta asta din Kiev, ăștia nu s-ar feri să folosească armamentul, tancurile să împuște în trânsul și fără niciun... Pe, ca în Statele Unite, pe, cum spunea, Occupy Wall Street. Eu tot știu despre acest caz, când jurnaliști erau dați la o parte și protestanți acolo erau bătuți cu cruzine înflate, chiar și chiar au fost umoriți, nu, dar nu știm de asta. Putem să vedem doar din surse așa, care nu prea, care nu prea să mă suprafață. Deci asta e, ăștia de acum, eu nu văd pe dânsă ei să aibă un resort moral sau spiritual să oprească. Ăștia să meargă stan și tan cu toată populația de acolo, dacă... Dar Ianucovici a stat, s-a gândit, nu știu, a avut și la urmă a fugit. A fugit în țară, fiind el președinte. Și... Deci o parte din China haosului care este acum în Ucraina este anume lui Ianucovici. Deci, el trebuia, dacă era președinte, să comporte altul și să iei, chiar să folosească și forța. Uneori când știi că astea sunt niște elemente reacționare, elemente provocatoare. Și pentru că ce făceau Maidanii în piață și cum băteau în Bercu, băteau în poliție, îi omorau, dădeau foc. Asta cu buldozerul mergea peste ei. Cu buldozerul. Așa trebuiau împușcați deodată. Așa oamenii nu trebuiau să... Trebuiau sniperii să lucreze. Păi eu cred că împușcați, eu sper că nu, dar trebuiau de... de o bătaie așa dumneavoastră trebuia dată, că avea să se scăpe... Avea să fie cu mult mai puține jertfe, după ce au murit foarte mult fan. Dar eu socot că dacă eu nu că își dădea ordinul că, cum spun, ubrat Maidan, eu cred că jertfe avea să fie cu mult mai puține și avea să... Ucraina avea să rămâie întreagă, așa cum o știam noi până trece Crimul de partea Rusiei și așa mai departe. Eu cred că Victor Ianucovici a avut o strategie foarte prost elaborată, foarte. El nu e atât om politic, cât, ca să știi, să înțeleagă, cât el e un om, poate, nu știu, din altă sferă. Probabil. Dar... Visător. Da, dar în politică, uneori trebuie să luate decizii foarte bine gândite. Foarte bine. Fuga de pe linia frontului, deci el a fugit, practic, când comandantul își lasă voștele, asta este cel mai prost scenariu care poate... Soldații și ei în echipă, cum s-au simțit, îi trădați și după ce au fost și maltratați și bătuți și așa mai departe. Și acum lăsați și tot ei, tot ăștia, puterea asta nouă, i-au pus în genunchi pe Bercut să-și ceară scuză că a intervenit. Deci este un fel de marazm, marazm al puterii actuale de la Kiev, care nu are nicio logică și nu are niciun... Deci merge marazm, sunt cei chiar de la pravosechii ăștia, pravii sector, care toți practic sunt vorbitori de limbă rusă. Deci în mare mărătă, de zapadenții care știm, eu am văzut chiar unii oameni din test, ei spun că ei nu sunt pravii sectori. Ei au de acolo oameni care sunt pravii sectori, dar mare majoritatea celorlalți sunt din ăștia care până de mult îmblau cu Gheorghe Stailenta și care îmblau cu multe de acolo. Da, Gheorghe. Da, deci pangul ca Sfântul Gheorghe, deci ei nu sunt oameni care, ei pur și simplu acum repede s-au înscris, deci pe bani. Deci mare majoritatea lor sunt pe bani. Eu spun niște care sunt cu idei, cum spune, idei în susțin. Da. Dar mare majoritatea sunt niște care așa, acum... Da, păi ca să zic, dacă să fi fost așa, că populația ucraineană, categoric ucraineană, să se ridice împotriva puterii, să ceară ceva ce puterea nu le dă, să protesteze împotriva ceva, erau cu mult mai puțini oameni, pot să zic cu 70% mai puțin decât a fost la Maidan. Deoarece la Maidan a fost foarte multă lume străină, din Occident, foarte multă. Și acest lucru era arătat doar la mass media rusească. Și vedeți că nu tare să spun mass media rusească, dar în multe momente eu pot să fiu de partea acestei, de partea rusească, deoarece mass media rusească arăta foarte multe lucruri care nu erau condamnabile pentru mass media occidentală. Și mi-e dat seama de ce, deoarece ei spuneau ceea ce nu spuneau occidentalii. Și asta este. Dar război informațional, mă rog. Este un nou tip de război, război informațional. Deci ceea ce noi trebuie să facem acum, să fim foarte atenți, să filtrăm informația și să înțelegem lucrurile cum au loc. Bine, tema ucraineană și tema acestei crize este, războiul este foarte largă.
Vom mai reveni mai decât cu discuții în privința aceasta, vom avea și alți invitați, poate care au și o altă părere, da, deoarece ar fi bine. Vă mulțumesc pentru că ați venit și ne vom mai vedea, sperăm și la alte teme și la alte dezbateri. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.